Continuăm la Buzoianului și vorbim cu domnul Constantin Toma, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Buzău. Domnul Toma răspunde întrebărilor dumneavoastră. O să vă citesc mesajele Vă rog. imediat, dar aș vrea să continuăm puțin cu opiniile contracandidaților Vă dumneavoastră rog. referitoare la misiunea pe care o aveți. Sunt mulți cei care spun că sunteți de fapt un candidat de dreapta și nu unul de stânga. Și de asemenea, cei de dreapta ar fi mai potriviți pentru stânga, pentru că mulți dintre ei lucrează sau au lucrat la stat și nu se încadrează în profilul unui candidat de dreapta. Cum le răspundeți celor care spun că nu sunteți tocmai potrivit pentru PSD? Deci dacă o luăm așa, niciunul nu este potrivit. Problema este următoarea. Părerea mea, și o spun așa din tot sufletul, și nu a fost nici ideologie de stânga, nici ideologie de dreapta. A fost o ideologie a interesului personal. Din păcate, și un interes al banului. Și poate să supere toată lumea pe mine pentru treaba asta. Deci, alegerea PSD-ului, alegerea președintelui Marcel Ciolacu în persoana mea, cred că este o treabă de bun augur, având în vedere așteptările foarte mari ale oamenilor, legate atât de cum arată orașul, cât și de cum ar putea să arate viața familiilor lor. Este foarte important acest lucru. Cred că sunt pe așteptarea oamenilor și sunt în stare să le rezolv problemele. Marcel, din această cauză, de 6-7 luni de zile tot vorbim cum va arăta orașul, cum, ce schimbări se pot face, în cât timp, astfel încât ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani, legat, dacă vrei, de activitatea DNA, legat și de tragedia de la colectiv, în care ați văzut 40-50 de mii de oameni, din care peste 90% cu studii superioare, au ieșit fără să fie implicați politic în niciun partid, au ieșit și au spus așa nu se mai poate. Corupția ucide. Deci e o chestie dramatică și dacă nu ținem cont de aceste semnale, înseamnă că degeaba suntem. Și din acest punct de vedere, hai să lăsăm stânga, hai să lăsăm dreapta, hai să alegem oameni care sunt în stare să facă ceva pe acest oraș, pentru acest oraș. Vis-a-vis de stânga, mă consider, dacă asta este o calitate, un tip foarte generos, sau cel puțin unul dintre cei mai generoși oameni de afaceri din Buzău și poate nu numai. Deci am ajutat atât oameni, persoane fizice să-și rezolve diferite probleme. Am ajutat sportul, inclusiv am fost sponsor o perioadă bună și la Gloria Buzău. Am ajutat educația cu burse, am ajutat cultura. Zilele trecute mi-a trimis Benone Sinulescu o scrisoare absolut emoționantă despre sprijinul care i-l-am dat și că mă susține necondiționat în această campanie. De exemplu, domnul Nicolae Peneș, una din cărțile pe care le-am sponsorizat, am sponsorizat multe cărți la multă lume, dar sunt foarte mândru și eu că una din cărțile pe care le-am sponsorizat, e vorba de Alexandru Marghiloman, Lordul Valah, a luat premiul Academiei Române. În vremurile astea moderne, niciun buzoian n-a mai luat un premiu al Academiei Române, un premiu prestigios, bineînțeles. Este foarte important acest lucru. Felicitări deci ajut lumea, că sunt mijlocul oamenilor, îți pleca de la țară, știu ce înseamnă și jos și sus și nu m-a transformat nici banul, nu m-a transformat nici puterea, că am fost la un moment dat și senator, a rămas tot eu și sper să rămân la fel. Și spuneți că veți fi un primar generos. Limitele legii, să ne înțelegem foarte mult, pentru că nu voi mai dispune de bani din averea personală să dau, da? Probabil că voi mai da și de la mine. Haideți să citim mesajele telespectatorilor și mai vorbim și despre contracandidații dumneavoastră imediat. Vă întreabă cineva, iar dăm bani la Urbis? Probabil se referă la faptul că a spus că înlocuiți panseluțele cu lalele, iriș, trandafiri. Deci, încă o dată, dacă vreți pe termen lung, este soluția cea mai ieftină. Pentru că o lalea face bulbile al doilea an, al treilea an. Deci te vor înmulți și vei putea da și la alții. Nu mai vorbesc de iriș care în 2 ani de zile se mulțesc de câteva zeci de ori și așa mai departe. Este cea mai bună soluție și consider că este și o soluție foarte frumoasă. Și chiar dacă se mai fură, se vor planta aceste flori
în grădinile buzoienilor și treburile vor fi bune. Un alt telespectator spune că ar vrea să nu se mai voteze pe salam sau zahăr și în viitor ar trebui să fiți atent și la străzile viilor, primăverii, la cartierul Dorobanți. Ar trebui să vă gândiți ce veți face în toate aceste zone. În Dorobanți am și locuit Dorobanți 2, la blocurile la I4, mulți ani. Este o zonă, într-adevăr, care trebuie investit mult, dar, din păcate, trebuie investit peste tot în Buzău și va trebui să creăm un program, am mai spus, un plan de acțiune, să luăm străduță cu străduță și să putem rezolva problemele pe un termen mediu lung. Deci să le rezolvăm pe toate. Este foarte, foarte important. Vă întreabă un telespectator dacă v-ați menținut opinia referitoare la Constantin Boșcodeală. Spune că acum vă vede mult mai relaxat referitor la mandatele primarului. Data trecută a fost mai incisiv. Nu poți să fii până la sfârșit îndârjit. N-am nimic personal cu acest om. Deci, dacă a fost ales atâtea mandate, înseamnă că buzoienii au avut încredere și a făcut și lucruri bune. Nu este rostul meu să-l mai atac și eu în situația în care este dumnealui acum. Deci eu trebuie să-mi văd de drumul meu, iar când ajung acolo să înțeleg foarte repede ce se întâmplă, astfel încât în câteva zile să pot să demarez ceea ce mi-am pus în cap împreună cu echipa de acolo, cu echipă nouă, echipă de oameni performanți care să schimbe ceva în orașul nostru, ceva în bine, bineînțeles, și cât mai repede. Un alt telespectator vă întreabă dacă vedeți funcționând în fosta maternitate un cămin de bătrâni. Așa cum bine știm, se pregătește inaugurarea noii maternități. Vă dă o idee pentru maternitatea, clădirea și veche. Și cererea pentru zile de bătrâni, dacă ăsta e pluralul la azil, este mare. Dar trebuie și aici să fim foarte atenți. Am citit că, de exemplu, în Germania și în Anglia, dacă un spital este mai vechi de 30-40 de ani, pur și simplu se demolează total. Pentru că, vedeți, sunt foarte, foarte multe situații, din păcate, în care te duci în spital sănătos și pleci bolnav. Eu știu, ți-ai rupt piciorul și nu poți să te deplasezi și ai venit, ai luat nu știu ce virus și se întâmplă nu știu ce. Au fost situații foarte multe, știm treaba asta. Deci vezi demola maternitatea? Probabil, în primul rând, este a Consiliului Județean. Deci n-am nicio chestie pe treaba asta. Dar voi vorbi și cu domnul Petre Neagru, nu știu, pentru că m-am preocupat mai puțin de ce este în grădina altuia, mă uit ce este în dreptul primarului. Haideți să vorbim ce este în grădina primarului. Vă întreabă cineva ce veți face cu piața centrală și dacă vă place cum arată acum. Nu-mi place cum arată piața centrală. L-am ascultat și pe domnul Ovidiu Angel legat de faptul că ar face o parcare supraterană. Chiar în zona pieței, a spus. Chiar în zona pieței centrale. Părerea mea că această piață centrală nu este centrală, nu arată piață centrală. Am vizitat multe piețe pentru că, v-am spus, îmi place foarte mult să văd așa multe legume, multe flori. Și ori de câte ori am ocazia și în România, dar și afară, vizitez și piețele centrale din acele orașe. Deci parcarea supraterană care a propus-o domnul Angel nu cred că este o soluție. Deci din măsurători așa nu pot încape mai mult de 60-70 de mașini deasupra. În același timp, vorbind cu piețarii de acolo, că domnule, e o mare tâmpenie, că nu vom mai putea respira aici, ni se ia și lumina, vom sta cu becul aprins deasupra capului, nu cred că va fi soluția. Discutând cu specialiști însă, am cerut mai multe păreri și ideea care a început să iasă așa la lumină este să se creeze o parcare subterană, să se blocheze Independenței pe zona între Independenței între Lapte Brânză și partea astălaltă și să extindă piața. În momentul ăsta sunt 494 de tarabe contractate deja toate. Deci dacă vine cineva și noi suntem un bazin legumicol important al României, vine cineva nou să-și vândă produsul, nu are unde să-l vândă. Aceleași lucru și spre biserică, pe partea cealaltă, unde cred că tot la fel ar putea fi extinsă piața. Mai mult de atât, această parcare subterană mare, probabil pe două niveluri, ar putea să lege toate străzile laterale
pieței, astfel încât să ai intrări și ieșiri cu sensuri unice, bineînțeles, astfel încât să rezolv problema asta într-adevăr cu sute de locuri de parcare și să nu mai ai de fapt nicio mașină pe stradă. Pentru că dincolo ați văzut spre biserică, dai 2 lei dacă stai o oră și nu prea stau mașinile acolo, dincoace practic s-au transformat acele mașini dube în magazii mobile. Și ele stau, aceleași numere de mașini, le găsiți în fiecare zi acolo. Pur și simplu nu se mai deplasează. Și acest lucru nu este în regulă. Deci această piață trebuie să aibă parte de un proiect generos, astfel încât să semene a piață centrală. Deci nu vă place piața centrală și nici acea place idee cu parcarea acolo? Nu, pentru că nu este utilă. De 60-70 de mașini, sunt sute de mașini pe lângă piață, blochează tot. N-ați văzut Independenței să duce încă două intersecții spre bariera Ploiești? Ce să mai vorbim? Străzile laterale toate sunt full în permanență. Domnule Toma, mai am multe mesaje și aș vrea să le citesc pe toate, așa că o să vă rog să ne oferiți un răspuns concis. Vă întreabă cineva, vă spune, de fapt, în haltele Periș, Buftea, Crivina, de pe drumul spre București, peroanele parcă sunt desenate, netede, iar gara capitalei de județ, Buzău, parcă este bombardată. Nu mai vorbim de trotuarele spre Spitalul CFR și spre bariera Ploiești. Telespectatorul chiar ilustrează foarte bine realitatea. Știți și dumneavoastră, dacă ați trecut prin zona. Așa este. Ce ar putea fi făcut acolo? Știm că nu este atribuția primăriei, dar nu este atribuția primăriei, dar primăria se poate implica împreună cu conducerea gării, împreună cu conducerea CFR-ului regional de la Galați, național de la București. Trebuie făcut ceva, pentru că primăria totuși are o armă puternică. Poate amenda dacă lucrurile nu merg bine, în sensul dacă clădirea este derăpânată, dacă este o mizerie de nedescris în permanență, poate lua niște măsuri și trebuie să le ia. Dar sunt convins că prin discuții cu oamenii care răspund de acea zonă, se pot găsi soluții. Bun, vor mai fi spectacole pe platou, vă întreabă cineva. Să știți că treaba asta nu-mi place. Platou... Nu vă plac spectacolele de pe platou? Nu, spectacolele îmi plac, am și fost la multe. Nu prea au ce căuta acolo. În mod normal, și acolo, chiar dacă sunt multe discuții pe tema asta, ar trebui să existe o parcare subterană. Nu se întâmplă nimic cu clădirile cu bulina roșie. Din păcate și aceste clădiri, sau din fericire și aceste clădiri, ar putea, pe un program european, cu acordul proprietarilor, să fie refăcute. Respectiv, am văzut în orașe de-astea, prin Germania de Est, blocuri de-astea comuniste transformate, luate de primărie. Atenție, au mai construit un etaj, au mai obținut apartamente mai multe pe care le-au vândut sau le-au închiriat, rămânând în proprietatea primăriei sau, în sfârșit, au făcut bani pe ele și au reabilitat acele clădiri și le-au dat și o față comercială deosebită în acord cu clădirile reprezentative din zonă. Iar la noi clădirile reprezentative în zonă este în primul rând Palatul Comunal, care arată extraordinar, sau arăta extraordinar înainte să fie vopsit în roz. El la bază a fost vopsit în alb, m-am interesat, m-am documentat. Asta era culoarea, e monument istoric de categoria A. Vis-a-vis de această problemă trebuie reabilitate toate monumentele istorice. Hai să facem un exercițiu așa de imaginație. Ce ar însemna Buzău fără primărie? Fără tribunal, fără marghiloman și încă vreo două clădiri. Și toate aceste clădiri sunt făcute înainte de 48. Practic n-am avea nicio referință în orașul nostru. Și am fi chiar un oraș prăfuit de câmpie. Da, vă mai întreabă cineva unde va fi scurgerea pentru apa fluvială dacă se va face parcare subterană în acea zonă. Ați vorbit mai devreme despre parcare. Este o problemă tehnică, soluții sunt nenumărate. Există o conductă de canalizare chiar în apropierea primăriei, sediului primăriei. Parcarea din fața primăriei rămâne? Este acea parcare făcută pentru angajații din primărie? Știți bine. O veți păstra? Nu prea arată bine, dar trebuie să avem în vedere unde vor fi parcate mașinile oficiale, nu ale primarului. Trebuie făcut ceva. Dincolo de chestia asta putem desființa tot. Dăm și oameni afară și rămân niște clădiri goale. Vom vedea ce este cel mai bine și în același timp să arate și frumos.
Altcineva vă întreabă dacă vă place cum funcționează Urbisul. Ce am observat după analiza făcută cu conducerea Urbis, respectiv cu domnul director Burada, are extraordinar de multe activități. Nici nu știam că poate o firmă să aibă atâtea activități. Deci de la cimitire, câini comunitari, jumătate din piețe, nu știam că Piețe, Târguri și Oboare nu este singurul operator al primăriei, mai este și Urbisul. Deci se ocupă cu asfaltarea, se ocupă cu spațiile verzi și cu orice ce trece prin cap. Părerea mea că activitatea acestui mic colos nu poate să fie performantă niciodată cu atâtea activități. Nici nu le poți urmări. N-ai cum. Vorbim puțin deci despre... nu am o părere bună. Deci vom vedea, bună. După ce îmi face evaluarea, adică auditul, vom vedea ce e acolo și ce este cel mai bine pentru Buzău. Și probabil că le vezi mai tăiat de pe lista anumite sarcini, spuneți că fac prea multe. Bă, mă, sigur, multe dintre ele, cum este asfaltarea, în mod normal, nici n-ar trebui să rămână la această societate. În primul rând, am înțeles că asfaltarea făcută de Urbis este totuși mai scumpă decât la agenții economici. În același timp, fiind copilul tău, mă refer al primăriei, nici nu poți să-l iei la rost, ca să nu zic să-l bați. Nu poți să-l penalizezi, te penalizezi pe tine. Așa, dacă ai un contract cu un constructor, îi pui niște condiții. Are o perioadă de garanție, s-a crăpat, are și el un termen de garanție de 2 ani minim. Îi cer banii, repară, fă ceva. Așa, ce poți să-i faci? E firma ta. Domnule Constantin Toma, vă propun ca în finalul emisiunii să demontați sau nu, să le dați dreptate celor care spun următoarele două lucruri despre dumneavoastră și despre ceea ce vreți să faceți în primărie. Da. 1. Am spus și mai devreme, toți cei care au fost până acum în primărie, la conducerea primăriei și în staful primarului, vă vor însoți de acum înainte, pentru că vă sunt de fapt apropiați, nici de cum nu-i veți da la o parte. Este adevărat? Deci, încă o dată, răspunsul este tranșant. Deci vor rămâne acei oameni de care are nevoie primăria. Cei mai competenți oameni vor rămâne. Nu pot să dau alt răspuns. Nu pot în prima zi să-i dau pe toți afară și să rămân singur cu acolo și rezolve toate problemele. Nu pot rezolva toate problemele. Sunt manager și știu ce înseamnă treaba asta. Deci vor rămâne cei mai competenți. Pentru restul funcțiilor vor fi examene. Vom încerca să aducem mulți tineri foarte competenți, astfel încât să vedem mult entuziasm și multă pasiune în ceea ce se va întâmpla în orașul nostru. Bun, al doilea se referă la faptul că dumneavoastră ați vrea sau ați reuși, între ghilimele, să falimentați primăria, ținând cont de faptul că ați rămas cu foarte puține angajați la firmele pe care le conduceți. Din mii de angajați au rămas 100 și puțin. Luăm însă un telefon înainte și apoi o să vă rog să ne răspundeți. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Toma. Întrebarea dumneavoastră, vă rog. Nu știam că este domnul Toma, auzeam mereu de domnul Toma. Promite domnul Toma că va scoate apa fluvială, aia lui Dumnezeu care îl dă ploaia și ne-a băgat-o pe factura de apă boșcodeală. Dar să promite că de acolo nu-l votez. Ok, o să-l punem să... O să-l întrebăm dacă vă va promite sau nu. Nu, știți care-i treaba? Eu am multe neamuri cu Brașov, Timișoara. Nu este apa de ploaie băgată în factură. Nici n-au auzit de așa ceva, probabil. Nici nu au auzit de plata apei de ploaie, așa este? Da, este. Dar noi suntem în judecată cu apa, cu... Bun, s-a înțeles întrebarea. Mai aveți o altă întrebare pentru domnul Toma? Nu, mulțumesc. Vă mulțumim și noi. O seară frumoasă vă dorim. Seară bună. Vor mai plăti buzoienii apa de ploaie dacă veți fi dumneavoastră primar, dar trebuie să promiteți dacă spuneți că nu. Din păcate am pierdut deja un alegător. Asta înseamnă că vom plăti apa de ploaie în continuare. Nu. E mai nuanțată situația. Deci apa de ploaie sau apa meteorică cum ne vine pe factură, este apa care merge la canalizare și ajunge în stația de epurare. Stația de epurare a Buzăului trebuie să prelucreze această apă. Această apă de ploaie se încarcă cu resturi, nu știu, de motorină, de alte murdării și ajunge în stația de epurare unde e prelucrat. Și are niște costuri. Ceea ce am discutat cu domnul Tescaru, trebuie să vedem de la caz la caz,
Pentru că în formula asta, metri pătrați cu metri cub de apă care pică, mai este un coeficient. Ăla trebuie negociat. Deci această factură, după părerea mea, trebuie micșorată în funcție de situația pe care o are fiecare. Inclusiv la mine, la fabrică, unde sunt vreo 10 hectare, avem și zone verzi multe, avem și zone de betoane multe. Și am pus aceeași situație, domnul Tescar. Ce fac eu pentru ca apa aia o parte să duce pe spațiu verde, o înghite pământul, crește iarba, o parte să duce la canalizare. Eu o plătesc pe toată. Dumnealui a spus că sunt deja 2000 și ceva de cazuri în Buzău în care s-au dus și au măsurat, au evaluat și au micșorat cantitatea de apă, nu prețul apei prelucrate, cantitatea de apă meteorică care ajunge de fapt în stația de epurare. Deci costul ăla care l-au pentru apa meteorică trebuie acoperit de undeva. Problema se pune de volumul acestei ape. Bun, pentru, deci nu-i pentru promite, că inclusiv, doamne, că pentru că inclusiv, primăria mai plătește vreo jumătate de milion de euro pe apă meteorică. Da, întreabă un telespectator, dar o să vă rog să răspundeți repede, pentru că avem și pe cineva la telefon. Dar apa de ploaie nu spală canalizarea? Întreabă telespectatorul. Sunt foarte multe discuții, dar în România apa asta meteorică se plătește până lege. Chiar dacă sunt situații în care se aude că apa meteorică nu există în factură, există. A, deci dar nu știu oamenii asta. Că de fapt asta plătesc. Avem probabil pe cineva la telefon. A scris-o altfel acolo, nu mai spune apă meteorică. Posibil. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. N-aș fi vrut să intervin pentru că domnul Toma știe ce are de făcut și văd că explică foarte bine și față de ceilalți candidați e mult mai aplicat. Dar fiindcă doamna dinainte a zis că vrea să iasă apa, să îl alege dacă scoate apa de ploaie din factură, eu o să spun domnul Toma că să-l votez în continuare, să lase apa de ploaie din factură, numai că am rugămit de la dânsul, nu mai credeți tot ce vă spune domnul Tescaru, pentru că în privința acestei ape de ploaie, problema este mai veche și sunt vinovați domnul Tescaru și cu domnul Boscodeală la momentul când s-a semnat contractul pentru acele investiții care s-au făcut la compania de apă. Adică domnul Boscodeală și cu domnul Tescaru, care reprezentanții ai noștri atunci, au negociat acest lucru și la cerința celor care dădeau banii, spunându-și și acum, au băgat această apă de ploaie în preț pentru că este obligație contractuală și pierdem bani. Așa ne spunându-și și acum. Numai că la situația de atunci a fost exact cum este cu împrumutul de la femei. Adică femeiul i-a dat banul Băsescu și i-a spus, ai de ales să impozitezi pe bogați sau să ai altă soluție. Și Băsescu a zis, ai 25% de la bugetari. Deci același lucru s-a întâmplat și atunci. Am rugăminte la dumneavoastră, nu mai vreau să pun pe domnul Tescar. Vă mulțumim pentru intervenție deci și pentru sfat. Încă o dată repet, sunt om necredinciosul. Vor fi analize la fiecare companie, pe fiecare componentă a costului pe care îl plătește fiecare buzoian. Direct sau indirect, prin impozite, taxe, prețul metrului cub de apă, prețul gigacaloriei la căldură și așa mai departe. Câteva întrebări de la telespectatori. Vă întreabă cineva de ce nu se umblă la salariile companiei de apă. Aceeași problemă a oamenilor. Nu înțeleg de ce așa salarii mari și de ce atât de scumpă este apa în Buzău. Deci încă o dată vor fi analize, vom vedea ce este acolo foarte clar, organigrame și vom decide în consecință la vremea respectivă. De asemenea, trebuie să-mi dați un răspuns la întrebarea de mai devreme referitoare la firmele dumneavoastră. Sunt mulți cei care vă acuză că veți falimenta, între ghilimele, primăria. Ce le spuneți? Deci, încă o dată, am făcut un act în 2000, când am cumpărat Arometul, fosta Metalurgica. Deci, până atunci, în sfârșit, dezvoltase în grupul Romet extraordinar pe partea de industria apei, tratarea apei, vane, hidranți, cuplinguri și așa mai departe, o mulțime de produse în această zonă, fiind o industrie creată de la zero în România. Și am luat mai mult emoțional așa, pentru că în 1984 a fost primul meu loc de muncă, inginer tecemist în această fabrică. La 2 ani de terminare facultății am fost avansat șef de secție aici, care pentru acea vreme era o chestie absolut extraordinară, pentru că îți trebuia vechime și am obținut derogare de vechime de la Citama Brașov, era cea mai mare centrală industrială
de tractoare, mașini agricole, auto, vehicule rutiere din România. 28 de firme, 200.000 de angajați. Un adevărat holding din mondial din zilele noastre. Deci în 2000, când am cumpărat această fabrică, din cei aproape 4.000 de oameni, mai avea 860 care erau trimiși acasă, plătiți cu 75%. Deci mi-am investit bani, s-au investit zeci de milioane de euro. Am creat mii de locuri de muncă și în această firmă și în alte firme. Am cunoscut succesul, am cunoscut și căderea, acum suntem din nou în urcare pe alte tehnologii, pentru că, vedeți, majoritatea firmelor astea ale multinaționalelor de la Buzău nu mai sunt de mii de angajați. Și la noi, ca și restul de 25 de județe din 41 de județe din România, cel mai mare angajator, din păcate, este Spitalul Județean, nu firmele industriale. Din această cauză trebuie să mă implic, pentru că știu cu ce se mănâncă acest lucru. În anul 2009 este foarte important de spus. România a intrat în încetare de plăți. Marea majoritate a oamenilor au avut diminuări de 25% a salariilor. Vreo 120.000 de firme au intrat în insolvență și faliment. Cam 30% din toate firmele active din România. Nu a fost o glumă. Am reușit să ne ridicăm. Suntem în creștere. Tehnologia a rămas. Începem din nou să angajăm oameni. Dar ca și în viața unei familii și în viața unei firme se întâmplă o mulțime de lucruri. Nu mă tem de nimic în sensul că am ceva rău în urmă, dimpotrivă am o experiență, n-am furat de la nimeni, am reușit de a-mi da statului o groază de bani, pentru că sunt acuzat inclusiv în articole create sau mai puțin create, că, de exemplu, aș avea de dat statului român 74 de milioane de euro. Repet, eu numai în 2012 am dat statului român 30 de milioane de euro, jumătate din bugetul orașului Buzău, l-am dat într-un singur an. Am rămas cu o sumă mică de plătit la masa credală de 20.000 de euro, care și aia s-a compensat aproape în întregime cu TVA-ul care l-aveam de recuperat. Deci nu am înșelat statul, nu mi-am înșelat furnizorii, nu mi-am înșelat salariații. Deci mi-am văzut de treaba mea și de-aia sunt în fața dumneavoastră aici. Bineînțeles că atunci când a venit Marcel și a început să discutăm, mi-am spus, mă, am o problemă, e o vulnerabilitate foarte mare, ăsta sunt și m-a cerut de nevastă și până la urmă m-a acceptat. Și ați acceptat, din păcate și nu mai avem. Și sper să fac ceva în orașul ăsta, pentru că, încă o dată, am energia și puterea de muncă să fac acest lucru. Mult succes. Atât. Vă dorim. Vă mulțumesc foarte mult. Le spun telespectatorilor care au trimis mesaje și în ultimele minute și n-am reușit să le citim în direct că vă voi transmite dumneavoastră toate aceste mesaje, astfel încât să știți ce vă roagă buzoienii sau ce vă întreabă. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mai așteptăm în studioul nostru. Succes! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV în câteva clipe, apoi colega mea Mirela Copariu. Rămâneți la Campus TV.